Salut, fecioare! Dragilor, voi face o etalare legată de, în primul rând, cu, va fi pentru luna plină din 18 ianuarie de la 1.51, luna plină care se perfectează în rac. Pentru voi, racul reprezintă relațiile voastre, relațiile cu parteneri, cu protector, relațiile cu prieteni, cu asociații profesionale. Această tensiune care se creează din opoziția soare-lună, ea este dublată cumva de tensiunea creată și de Pluto-lună, fiindcă soarele, doar ce a ieșit din conjuncția soare-Pluto, dar și Pluto formează o opoziție cu luna și ele sunt în capricorn. Venus, singura mica benefică care este retrogradă ea urmează un aspect totuși benefic cu Uranus din Taur aspecte de frustrări avem în această zi în această, de fapt, sunt câteva zile, două, trei zile Venus, Marte cu Neptun și Mercurul Saturn cu Uranus. Mercur Saturn cu Uranus. Bun, deci cam acestea ar fi aspectele în general. Dacă vreți să primiți mai clar horoscopul, fiindcă nu pot să prezint horoscopul decât, așa, am zis ceva despre el, la rune, dar puteți să vă abonați și veți primi horoscopul pentru săptămâna viitoare o săptămână destul de tensionată, cu multe frustrări. Știți, totdeauna aceste frustrări, să-l lăsăm, ele pot avea o rezolvare într-o zona anume a vieții noastre. Sau nu. Iată că în perioada aceasta nu au rezolvări și trebuie să fim foarte atenți cumva la aceste frustrări, cum ne manifestăm. Eu acolo voi da și sfaturile la horoscop. Deci, dacă doriți să aflați mai multe, puteți să vă abonați și veți primi horoscopul. Aici, așa cum am spus, nu prea avem aspecte benefice. Asta este, nu știu ce să zic, dar pentru fecioare s-ar părea că luna Uh, va lumina acest sector al vieții voastre Al relațiilor cu prietenii Cu protectorii Nu prea sunt bune uh, Fehu Reprezintă acumulare Reprezintă vite Dar reprezintă și relații Am zice că această rună Va anunță că veți pierde ceva uh, Poate fi vorba de o călătorie O vizită la o persoană în vârstă sau o vizită uh, la o persoană care este, uh, cum să spun, are o problemă de sănătate sau uh, vă salută foarte mult uh, prin atitudinea pe care o are. Deci este un moment foarte solicitant pentru voi acest, această călătorie, această vizită. Nu este o vizită plăcută. Deci este o vizită solicitantă. Să aveți răbdare, să fiți, cum să spun, înțelegători. Să vă păstrați bunul simț, să vă păstrați uh, starea de. Uh, simți umorului, buna dispoziție, cu toate că este destul de stresant această călătorie, această raidoh, așa îi spunem, căruță. Căruța întotdeauna ne gândim la o călătorie, la o mișcare. Deci este ceva care nu este benefic pentru voi. Poate să fie un moment în care această răbdare își atinge limitele și chiar ajungeți la o despărțire. Deci pe acum această situație vă arată o pierdere. Fie că pierdeți o relație, fie că ați pierdut mult timp din viața voastră neglijind anumite aspecte sau uh, o pierdere legată de bani. Deci cam aceasta ar fi. Uh, Kenaz este și el răsturnat. Kenaz fiind răsturnat uh, întărește această pierdere. Am spune că este un moment în care sunteți cumva într-o situație dificilă. Nu puteți să luați o decizie corectă și greșiți cumva. Decizia pe care o luați este greșită și va duce o confruntare, va duce într-o situație dificilă, va duce în fața unei pierderi ceva se va încheia în viața voastră. Și stau și mă uit la acest beorc care reprezintă familia și este totuși răsturnat și el. Am putea spune că poate să fie chiar o dispută legată de o persoană din familie, o persoană din familie, o dispută cu o persoană din familie, o dispută care vă duce chiar la o dorința de a vă separa sau cealaltă persoană se separă fiindcă întotdeauna Beor, când este răsturnat, vă duce cu gândul și la o separare, deci și nați la fel, la o pierdere, o pierdere într-o relație, o pierdere de bani, o încheiere, o finalitate. Deci, pentru voi nu este o etalare bună, luna plină nu va duce sub nicio formă o relație benefică, din contră, am zice că legat de prieteni, de protectori, vă dați seama că nu sunteți într-o situație bună, chiar sunteți poate tentați să acceptați această separare. Și această pierdere. Deci, vă gândiți la o pierderea unei relații, pierderea unor bani, a unor bunuri. Este un moment dificil pentru fecioare. De data asta a fost o etalare cam negativă pentru voi, și fără să primiți o speranță. Deci, în domeniul acesta, relațiilor. Trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă sfatul runelor nu e deloc bun. Am spune că nu aveți o relație uh, care să vă susțină, să vă ajute. Nici o speranță. Deci această relație este o relație tensionată, o relație care vă duce chiar la pierderi. Deci cam acesta ar fi aspectul pentru fecioare. Deci, în casa relațiilor pentru voi, mare atenție, mare prudență, păstrați-vă cel puțin calmul și nu încercați să vă răzbunați pe persoane care v-au creat, să zicem, pierderi. Încercați să vă păstrați acea, să zicem, simțul umorului. Este foarte greu în situația ce văd eu aici, dar dacă vă păstrați acest simț al umorului, cel puțin depășiți această, acest moment de criză. Eu vă doresc numai bine.